Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae pe stil vechi a fost luni 19 decembrie 2022 prilej de mare bucurie pentru enoriașii din parohia acoperământul Maicii Domnului Romanovca, protopopiatul ungheni ce aparține de Mitropolia Basarabiei. La orele dimineții, în fața clopotniței ansamblului parohial, a fost întâmpinat arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Părintele stareț, împreună cu un sobor de preoți, a săvârșit Sfânta Liturghie. La slujba a participat și Vera Buga, primărița orașului Cornești, împreună cu membrii Consiliului Parohial și cu numeroși credincioși din Romanovca și din alte localități. Pace Domnului să ne rugăm! Se vindece de bolile lor, cei chinuiți de Duhul necurate se vindecau. Și s-a răstignit pentru noi, în zilele Pontiu Pilat, a primit și s-a aprobat. Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele Dumitru Apetri de la parohia Botoșenița Mică, protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, care a vorbit despre viața Sfântului Ierarh Nicolae și despre frățietatea dintre români. Am trecut frutul din România dragă, din Dulcea Bucovina și am venit la frățiile voastre, care sunteți de același neam, de același sânge cu noi. Am venit către frățele voastre ca la frații noștri, la românii noștri, ca să aducem Duhul colindelor creștinești și binecuvântare din partea Măicuții Domnului din Dealul Mare, de la Mănăstirea Hadâmbu. Dacă mărturisim că suntem români cu adevărat, nu contează o vamă, nu contează un control, și contează sufletul nostru să simți că ești român, să mărturisești că ești român, să nu ai frică să spui că ești român. Rugăm pe Hristos Dumnezeu, pe Măicuța Sfântă și pe Sfântul Ierarh Nicolae să ne binecuvinteze casa, familia, să vină Hristos în mijlocul nostru. Gând bun de mântuire. La finalul slujbei, primărița Vera Buga a conferit arhimandritului Nicodim Gheorghiță titlul de cetățean de onoare pentru susținerea lucrărilor la ansamblul parohial din Romanovca și pentru activitatea social-filantropică desfășurată în ultimii ani. Am venit de la dumneavoastră o cerere ca stareț arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, cu privire de a-i oferi titlul de cetățean de onoare al satului Romanovca. Ne susține în construcția bisericii locașului Sfânt, va ajută familiile vulnerabile din localitate, pentru ce îi aducem închinăciuni și mulțumim frumos. Cu permisiunea dumneavoastră, prin decizia Consiliului numărul 2/5 din 28 martie anul 2022, i s-a oferit titlul de cetățean de onoare al satului Romanovca. În semn de recunoștință și înaltă apreciere, se conferă titlul de cetățean de onoare al satului Romanovca, raionul Ungheni, arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, comuna Mironeasa, județul Iași, pentru merite în dezvoltarea social-economică a bisericii din satul Romanovca, cu hramul acoperirea Maicii Domnului și pentru susținerea familiilor defavorizate din localitate. Cu respect, primarul de Cornești Vera Buga, primiți această diplomă și să purtați cu onoare titlul de cetățean de onoare și această floare este din partea tuturor creștinilor din satul Romanovca. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit pentru distinția oferită și a menționat că va reveni cu multă dragoste la Romanovca. Să
Doamna primar, pentru mine este un gest nobil din partea domniei voastre și a comunității care o conduceți. În primul rând sunt foarte bucuros, vetește că sunteți o bună creștină. Nu mă așteptam la așa surpriză și trebuie să-mi asum mai multă responsabilitate. Cu siguranță voi mai veni. Vă mulțumesc din inimă, în primul rând, pentru primirea frumoasă, călduroasă, pe care ne-o faceți de fiecare dată. Și, în ultimul rând, mulțumim pentru surpriza doamnei primar. Ce zi importantă din viața pruncușorului Nicolae, care s-a născut în ziua un mare Sfânt Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae, dacă ne gândim bine, i-a dat multe daruri. Sfântul Ierarh Nicolae este cel mai aproape de noi păcătoși și cel mai milostiv, să spun așa. Darul care l-a dat Maicuța Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae este că Părintele este de o modestie rară, să spunem așa. El niciodată nu l-a auzit vreodată să se laude ce dar are. Eu l-am auzit mai târziu. Cât de frumos poate picta chipul Maicii Domnului. Referitor la păstorul dumneavoastră drag, să nu uitați astăzi zi mare pentru Părinte Nicolae, pentru comunitatea dumneavoastră, ce simt sărbătorim pe Sfântul Ierarh Nicolae. Vă iubește extraordinar de mult, să nu uitați. Eu nu cred că este minut secundă când vine la noi la mănăstire să nu vorbească de dumneavoastră, pe care cu atât drag vă păstorește. Întâlnim foarte rar caz în timpurile noastre unde preotul paroh muncește singur el, unde a fost în afară, să ridice o biserică. Ca să vedeți dumneavoastră, el va rămâne titlul important principal acestei frumoase biserici, care observăm că de mila lui Dumnezeu a și început pictura cu mânuța binecuvântată și sfântă a Părintele Nicolae și cred că cu ajutorul Maicii Domnului o să finalizeze. În același timp, Părintului paroh Nicolae Tverdostupi s-a oferit din partea primăriei Cornești o diplomă aniversară cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață. Din partea creștinilor, noi venim cu o diplomă aniversară care se decernează Tverdostup Nicolae la popas aniversar, când marcați împlinirea frumoasă a vârstei de 60 de ani de viață pământească. Vă aducem mulțumiri pentru toată dragostea și purtarea de grijă duhovnicească pe care o arătați întotdeauna pentru creștinii noștri. Hristos să vă lumineze și în continuare cu har dumnezeiesc, înțelepciune multe și dragoste nesfârșite, ca să păstoriți cu demnitate întreaga comunitate. Mulți ani vă dorim să aveți în casă bunăstare, pace, bucurie, pâine pe masă, copii ascultători și când ne-a fi mai greu, să venim aici la Părintele Nicolae, că El o să ne mângâie cu o vorbă bună. Mă bucur foarte mult de susținerea Părintelui Stareț în continuu, mă bucur de titlul care i s-a acordat cetățean de onoare. Cu adevărat merită Părintele Stareț, pentru că totdeauna a fost alături de noi și ne-au dat un imbolt. Clopotnița care avem acum, am spus că și creștinii au participat la construcția clopotniței, dar imboltul principal l-au dat Părintele Stareț, care îi mulțumim din suflet. Avem ca o floare frumoasă, clopotnița, să vede și din partea de unghier și de la deal, să vede o frumusețe rară. Deci îi mulțumim, Părintele Stareț. Din tot suflet vă mulțumim și doamna primar și la toți care sunteți aici, v-ați adunat la această sărbătoare. Mulțumim din suflet. Copiii prezenți la slujbă au primit din partea Părintelui Stareț câte un dar cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Treceri de argint s-au dat, pe Iisus l-au cumpărat, Fecioara Maria. Treceri de argint s-au dat, pe Iisus l-au cumpărat, Fecioara Maria. Și vă mulțumim din suflet de bunătatea care o oferiți satului, bisericii noastre și încă o dată vă doresc mult, mult sănătate la toată mănăstirea Hadâmbu cu dumneavoastră în frunte. Și pe toți ne îndrumați întotdeauna în drumul cel bun,
Vă dorim mult sănătate din partea la creștinii din satul nostru. Frumoasă, foarte frumoasă. Suntem încântați, foarte bucuroși că am nimerit și am Maica Domnului pe mama. Astă noapte o îndrumat-o ca dimineață când ne-am sculat. Mulțumim lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae și lui Maicuța Preacurată. Să ne îndrume pașii să ajungem aici. Dumneavoastră vă mulțumim că ați luat parte la pământul nostru, Basarabian. Mănăstirea Hadâmbu susține de mai mulți ani lucrările care se întreprind la ansamblul parohiei Romanovca. De asemenea, copiii și oamenii nevoiași primesc din partea părintului stareț dulciuri și alimente. Frumoasa colaborare dintre așezarea monahală din Dealul Mare și parohia Romanovca a fost rânduită de Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Domnului, după cum a mărturisit de mai multe ori părintele paroh Nicolae Tverdostup.